dacă m-a trimis, vreau să-l cunosc, vreau să-l cunosc și să mă împrietenesc cu el. Înțelegi? O fi rău că te împrietenești cu acești oameni care au sânge rete? Sau cum ai zis tu, de unde ești? Eu sunt de la Sângerei, dar tu ai fost la Sângeru. Și lângă la Chișinău sânge... mai e un oraș Sângera. Deci iată, suntem același neam și avem aceleași toponimice. Și acolo, prin amabilitatea primarului, da, mi s-a prezentat comuna și satele arondate. Pentru mine am fost decât un sat sau o comună medieval. Eu cunosc această comună și sat. Am fost cu câțiva ani, mulți înainte, am un frate de-al meu, băiatul preotului Coțoapă din Cioran, a fost preot acolo cu soția în cadrul Ministerului Învățământului, dar și ei fiind cadre medicale și am văzut reacția lor, cum ajutau cetățenii. Și de atunci mi s-a părut satul medieval și de când am fost eu acum aproape 20 de ani acolo, nu s-a schimbat nimic, omule, decât s-a turnat un asfalt. Cât gros, că nu-i gros, probabil că autoritățile vor să verifice grosimea asfaltului. Am câteva filmări unde grosimea asfaltului sau asfaltul este turnat pe pământ, da? Sunt unele poduri turnate, știi, a turnat pilone și a pus capacul, fără fier, fără nimic, dirigintă de șantier, nu știu dacă au fotografiat cum s-au făcut podurile acelea, dar totuși se fac poduri, am mai găsit un sat chestia asta. Măi, omule, ce înseamnă pentru tine când o comună, un sat sau un oraș nu n-au apă potabilă? Și să mai ai și animale, statul cum ne protejează? Păi uite că și eu am avut azi un interviu de pe malul Nistrului cu o persoană care tot mi se plânge că și în comuna lor, două sate, tot nu prea au apă. Fântânile au cam secat din cauza de secetă, iar din robinet nu ajunge apa la cei din deal, pentru că probabil consumă mai mult cei din vale. S-au adresat primarului, iar primarul a zis că ce eu v-am făcut așa pe duct. Păi bun, primarul are acum și un an că la noi au fost alegeri locale în toamna trecută. Deci e un răspuns obraznic de edil pentru care merită, și i-am dat idei femeii, să facă un referendum de rechemare din funcție. Na, nu cred că o să reușească, dar încercarea vine în are și e prevăzut asta în codul electoral de la noi. Deci se întâmplă, oamenii suportă ceea ce permit. Li se întâmplă ceea ce acceptă. Crezi că putem să ne revoltăm? Nu avem apă potabilă. Da, e elementar. Chiar mă mir și mi se pare inadmisibil și incredibil că în București, în capitala României, de câteva luni unii nu au apă caldă pe timp de pandemie și pe timp de caniculă și nu zic nimic. Ai auzit vreun protest la București că nu au apă caldă oamenii? Pentru că nu știu, pentru că nu le dă voie partidul, pentru că zice nevasta, să-l trage de mâine, că stai băi acasă, de aceea ești tu mai deștept. Și uite așa, nimeni nu iese la protest. Da, ce se întâmplă? Românul nu mai are curaj, nu? Sau este frică că este pedepsit? E adevărat că e și pedepsit și au moștenit obediența asta de pe timpul dictaturilor, că am avut, nu? Și dictatură carlistă și dictatură antonisiană și după aceea dictatură comunistă. Și în ultimii 30 de ani nu prea am avut exercițiu împotrivirii, iar dacă l-am încercat pe la Revoluție, pe la Mineriade, am tot luat în cap sau un glonte sau o bâtă sau un bolovan. Și după aceea, iată, suntem pedepsiți, noi ăștia mai activiști, mai nărăvași, suntem pedepsiți cu amenzi și, na, nu știu dacă ai dosare penale, dar unora le se întâmplă și așa ceva. Deci e greu. Dar când a fost ușor? Ce era mai ușor în perioada interbelică sau în timpul socialist? Îți dai seama, numai dosar penal să nu ni se facă pe motive. Să știi că mi s-au încercat înscenări din acestea în România. Chiar le spuneam la cetățeni, dragii mei cetățeni, și să înțelegeți, atunci când vă duceți să plătiți impozitul, iar cel de la taxe și impozite spun că, el spune că nu puteți să plătiți impozitul pentru că aveți sancțiuni, amenzi. Nu! Din clipa când omul vă spune așa ceva, înregistrați-l cu telefonul și spuneți așa, o să vă fac plângere penală,
pentru că nu vreți să luați taxa de impozit, da? Adică puneți lacăt la primărie. Adică, știți, unii mai sunt, fii atent. Bă, dar mint oamenii aceștia, o parte dintre ei angajați la stat, mint acești cetățeni, dar ne mint pe noi, pur și simplu, da? Ne mint că plătește taxa, plătește taxa, că dacă nu plătești taxa, adică amenda, o să-ți iau din impozit și o să-ți duc, o să-ți duc la amendă. Ce părere ai, omule? Statul român a angajat oameni ca să ne biciuiască în robie, cum au fost turcii, tătari și toți cei care... Eu nu cred atât de prăpăstios despre stat. Cred că statul trebuie să aibă convingerea, puterea de convingere și hotărârea în extragerea, revendicarea, obținerea impozitelor, amenzilor și altor dări obligatorii prin lege. Dar nu știu de ce, iată, de exemplu, eu am câștigat un dosar civil împotriva jandarmeriei care m-a amendat fără temei și am cerut măcar cheltuielile de judecată pe care le-am avut, taxele judiciare să le recuperez. De 2 ani există decizie de judecată și nu se execută chestia asta, dar mie alte amenzi pe care a trebuit să le plătesc. Imediat a venit cu somație de la ANAF sau cine acolo se ocupă de recuperarea banilor și am plătit toate dăjdile, inclusiv taxele la stat pentru plângeri penale pe care le-am făcut la parchet, pe abuzuri tot ale jandarmilor, ale polițiștilor. Instanța și parchetul au decis că nu e nimic penal, m-au trimis la plimbare, la spre CEDO, dar m-au pus să plătesc și taxe judiciare. Deci uite ce fel de justiție se face la noi, taxe judiciare pe care trebuie să le plătești, dacă nu înainte de faptă, de exemplu, taxe de, nu știu cum, de timbru de un leu ca să-ți dea o copie, un document. Fără asta nu primești documentul. Sau sunt taxe pe care te obligă să le plătești imediat după ce ai decis instanța sau parchetul să ia bani de la tine. Deci e bine statul să poată face chestia asta, dar să nu abuzeze și mai ales să nu jăcmănească pe cei care nu își permit, pe oamenii săraci n-ar trebui să îi impoziteze nici cu 10%, nici cu 3%. Oamenii care trăiesc sub limita sărăciei nu impozita deloc și banii ăștia iai de la cei care au milioane, inclusiv pensii speciale și salarii speciale de mii de euro pe lună. Dar se pare că România nu e un stat social. Dacă chiar vine dacă un tip a fost la tine, condus... dacă vine un tip la tine când filmezi cu telefonul sau cu camera și ai cabluri pe la tine și ți le smulge și ți le ia, pur și simplu ți le ia, da? Bunul tău îl găsești la el, ți le ia cu forța, se numește tâlhărie. Da, categoric. Tâlhărie. Dacă e polițist, atunci el are tot timpul o scuză și o explicație și iată, mi-a distrus chestia asta un polițai de la Bolintin Vale, astăvară, vara trecută, adică în iunie când veneam din pedalare. Și până acum parchetul Bolintin nu face nimic, nu trimite dosarul în judecată și nici nu-mi trimite ordonanță de neîncepere, de refuz de începere a urmăririi penale și stau cu suportul de prins telefonul pe bicicletă, care costă o grămadă de bani și justiție lipsă, ba mai mult, polițaiul m-a amendat și instanța stă și așteaptă ce o să decidă cu dosarul penal, ca să decidă ce să facă cu amenda aplicată mie. Deci uitați-vă cum funcționează justiția și între timp procurorii ceia primesc salariu, judecătorul, grefierul primește salariu, polițistul cel a rămas în funcție. Cum hai să se schimbe arăt lucrurile? Hai să urmărim o secvență cu un prieten al nostru care este paznic, dar montează apometre, să înțapă ca, cum, precum șarpele, zanc, în conductă, da? Multe probleme și am stat de vorbă și cu primarul. Să urmărim.